Cel puțin 30 de țesoase marine verzi, specie pe cale de dispariție, au fost găsite cu răni în jurul gâtului, în apropiere de o insulă japoneză. Conform Digi24, testoasele au fost văzute joi în timpul refluxului, iar a doua zi poliția a început să investigheze cazul, a comunicat un oficial de la secția de poliție Naha din Okinawa. Unele dintre testoase sângerau și abia respirau, a spus acesta. Aveau răni în jurul gâtului, iar primele concluzii au fost că rănile ar fi putut fi cauzate prin tăiere cu o lamă. El a adăugat că în prezent nu se știe unde se află testoasele și că este posibil ca acestea să fi fost luate de valuri. Poliția continuă cercetările și audiază martori, a spus oficialul. Zona în care s-au găsit cestoasele marine este habitatul lor natural și este acoperită cu iarbă de mare pe care o mănâncă cestoasele marine, a declarat purtătorul de cuvânt la Muzeul Cestoaselor Marine cu Mejima. El a adăugat că cestoasele marine se încurcă în plasele puse de pescarii locali și că pot fi considerate o problemă pentru că rup plasele. Unii pescari cred că cestoasele mănâncă toată iarba de mare înainte ca aceasta să crească și asta împiedică peștii să depună icre în zonă. Toate speciile de testoase marine sunt considerate pe cale de dispariție și se află pe lista de alertă roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Sunt protejate la nivel mondial conform Fondului Mondial pentru Natură, pe ce este însă amenințată din cauza pescuitului excesiv. Aprinderii accidentale a testoaselor în plasă în timpul pescuitului sau din cauza a dezvoltării zonei de coastă relatează Digi24.